Da. E ultimul, cel mai gras. E cel mai gras, deci așa arăt. Cel mai gras, cel mai urât, uite-te un pic, nu cred. Servus, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Adriana și am astăzi aici un invitat foarte special pe iubitul meu, Radu Chirile. Este pentru prima dată într-un video de-al meu. În sfârșit, de când mi-am dorit să fie un video la tine, haide! Ok, astăzi îl voi folosi pe el ca și cobai, va fi șobolanul meu de laborator, dacă da, permite să-i spun așa. Nu-ți plac șobolanii, deși mă șoricel. Bine. Șoricel de laborator. Bine. Pentru că tocmai mi-a ajuns o super comandă de la Prozis. Am comandat acest cântar foarte special și foarte smart și o să vă explic și de ce spun asta. Este un cântar care, pe lângă faptul că face ce fac toate cântarele obișnuite, adică ne arată greutatea corpului, acest cântar poate să monitorizeze și masa de țesut adipos, masa musculară, masa osoasă și multe alte chestii. O să vedeți imediat, că o să intru mult mai în detalii. Mai întâi vreau să-l deschid și să vi-l arăt. Prozis Sensit Smart Scale se numește. Și pe lângă că este un cântar super bun, arată și foarte bine. Este da, alt, e foarte mișto. Chestia asta așa frumoasă aici pe care scrie Prozis. Este un cântar care merge pe baterii, nu este nimic complicat la el. Însă, înainte să îl folosim, avem nevoie de o aplicație pe care trebuie să o instalăm pe telefon. Aplicația se găsește în magazin Play sau Apple Store, adică puteți să o downloadați și voi gratuit, nu este nimic complicat. Haideți să vă arăt și care este aplicația. Aceasta este aplicația, o să punem undeva pe aici ca să vedeți și voi. Uite, hai că punem mai în colțul ăla, vine tu mai încoace. Uite, aici, ok, perfect. Aceasta este aplicația, se numește Prozis Go. Înainte, când eu am instalat această aplicație, i-am introdus lui datele personale, adică vârstă, înălțime, greutate, sex. Aceasta este greutatea lui actuală și acum o să-i facem o nouă cântărire. Mă rog, greutatea mea când știam eu că atât am. Da, exact. Okay. Acum o să vă arăt exact cum funcționează acest cântar și cum puteți să-l folosiți acasă. Ok, eu sunt pacientul tău. Bun, ok. Înainte să te cântăresc, vreau să le spun și celor care ne urmăresc și ție cum este corect să facem o cântărire. Este foarte bine să te cântărești o singură dată pe săptămână. Nu te ajută cu absolut nimic să faci 15.000 de cântăriri pe zi. Cum? Îți alegi o zi din săptămână, ce zi vrei tu, să zicem sâmbătă, da? Și te cântărești în fiecare sâmbătă dimineața, înainte să mănânci, adică imediat după ce te-ai trezit, după golirea vezicii urinare, înainte de a mânca și îmbrăcat cât mai sumar, să zic așa, adică înspre deloc. În primul rând, măcar dă-ți șosetele jos și... Mă și gândeam acum cum mă pui să mă dezbrac în fața camerei. Nu, nu, Doamne ferește, nu. Bine. Așa, să-mi dau șosetele jos. Așa. Și acum tu te urci pe cântar. Ok. Eu o să dau aici. Urcă-te pe cântar, te rog. Cum te așezi pe cântar? Tălpile să fie poziționate pe centrul platformei, cât mai drept să stai, privirea în față. Nu ne uităm niciodată în jos, oare câte kilograme am? Nu, niciodată, pentru că diferența de cântărire poate să fie de câteva sute de grame bune, dacă stai așa. Stai drept. A, așa. Ok. Păi și cum mă uit? Eu nu te uiți. Tu după ce cobori, toate cântarele, după ce cobori, mai rămân câteva secunde acolo, nu, greutatea, valoarea greutății. Păi, ok. Bun, tu stai acolo. Oricum, acum avem cu cântarul de la Prozis, vedem pe telefon, așa că nu e necesar să... Ok, apăsăm aici. Așteptăm puțin, da? Ok, acum simt cum mă măsoară. Gata. Gata, mă măsoară? Jos, da. Mă să iau șosetele acum? Și în câteva secunde... Ia să fac cu picioare, te rog. Stai să iau șosetele. Și în doar câteva secunde poți să ai un raport întreg al stării tale fizice. Ok, ia să vedem raportul. Ok, ești pregătit să afli... Ok, vreau să sunt sigur că eu înainte sunt bine. Înainte să-ți spun ce rezultate am obținut, așa? Vreau să vă arăt că aici avem, aici putem să monitorizăm foarte bine. De exemplu, astăzi
astăzi este marți, da? Îmi arată aici data, ora la care te-am cântărit. Super, deci în fiecare zi când mă cântăresc, el înregistrează și ora și tot, și da? Și ora și tot, da. Așa poți să te cântărești tot timpul doar marțea, să zicem. Aici ne arată greutatea, aici mi arată cât e îngrășat, 1,1 kg. Față de cât știam față eu, de cât da, știai da. Tu că ai. Ok, eu am fost și îmbrăcat. Dar asta am vrut să menționez, ai fost și îmbrăcat, nici în momentul zilei oportun. Și îți mai dă aici, foarte interesant, și numărul de kilocalorii pe care ar trebui să le mănânci zilnic în funcție de greutatea actuală pe care o ai tu acum. Ok, foarte tare. Ca să mă mențină. Da, okay. Deci tu în momentul de față, aici avem afișat grafic mai jos, greutatea actuală raportată la greutatea ta ideală. Ar trebui să ai 76 de kilograme. Făcând un calcul simplu, ar trebui să... Ok, mamă, cât adung în lung și roșii acolo. Da, trebuie să mai scadă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Ok, ce mai e acolo? Avem indicele de masă corporală, BMI-ul, care este 26,4, dacă mă întreb pe mine un pic crescut, normalul este între 18,5 și 25. Acolo e normalul, dacă te uiți aici... Mamă, dar e și pe galben, nu uite. E pe galben. Deci nu e rău, dar nu e nici bine. Băi, dar nu prea bine, adică... Trebuie să cobori pe verde. Păi toate pe roșu, pe galben. Stai, nu te panica, hai să vedem mai departe, da? Asta e MC-ul. Așa. Mai jos avem procentul de grăsime. De grăsime, ia. 22,3% procent de grăsime. Tot pe galben ești, vezi că nu prea bine. Nu știu prea bine ce desenii acolo. Poate ziceai că ești când bine, bine rău. Dar nu-s bine rău. Mamă, dar trebuie să bag forță. Opa! Asta poate că te-ar șoca. Ia! Aici ne arată un desen. Așa? Unde îți arată exact unde te situezi tu, ca și stare fizică. Aici cu galben este desenată grăsimea și cu albastru masa musculară. Deci tu ești aici, la cam gras. Aole, păi uite un pic, e cel mai nasol, mă, aici. Da. E ultimul, cel mai gras. E cel mai nasol, deci așa arăți tu. Cel mai gras, cel mai urât, uite-te un pic, nu cred. Iubitule, trebuie să facem ceva cu corpul tău. Bă, dar nu cred, deci nu cred, e stricat. Nu e stricat, crede-mă, deci aici te situezi. Mamă, eu trebuie să fiu pe verde, acolo trebuie să aici, la hel. La healthy, la sănătos și uite aici aș vrea eu, mai musculos. Mai musculos, asta e și ideal, să fii mai musculos și procentul de grăsime să fie cât mai mic. Ok, gata, mă pun pe treabă, ia să vedem ce mai sper ca raportul ăsta să te motiveze să muncești mai mult și să... Mă motivează, mai ales dacă mă măsor de fiecare dată, am totul raportul. Bun. Apoi aici avem grăsimea viscerală. Ok, hai că aici stau bine. Viscerală, adică grăsimea de pe organe. Ok, hai că aici stau bine, uite. Stau. Ești pe 9, maximul vezi că e 10, adică ai putea să cobori un pic mai jos. Aș putea, dar oricum sunt pe verde. Această valoare trebuie să fie cât mai mică posibil, înspre deloc. Trebuie să fie 1, 2, 3 maxim, acolo e cel mai mișto să fii, știi? Păi înseamnă că nu-ți vine nici aici. Păi nu prea e. Proteinele, procentul de proteine. Hai că la proteine, la proteine ești ok. Da, ești pe verde, ai 18%. Deci până acum două chestii pe verde. Da. Ok. Aici avem procentul de mușchi, ai 50,2%. Ok, văd că... Ești bine, poți să mai urci un pic, încă ești... Tinzi un pic înspre roșu, dacă vezi. Băi, nu prea îți bine, eu zic să aproape la roșu acolo, la granița din nasol rău de tot, crede-mă, adică... Există și mai rău, dar nu e bine, trebuie să bag tare. Grăsimea subcutanată, adică grăsimea de sub piele, 19,5% procent, adică 19% din masa totală a corpului tău este grăsime piele. Băi, oameni buni, eu credeam că arăt bine, deci iubito, credeam că arăt bine. Poate să fie înșelătoare chestia asta, să știi. De asta este bine să avem acasă un asemenea cântar, ca să ne putem monitoriza, pentru că un astfel de raport, dacă mergem să-l facem la o clinică privată, de exemplu, este extrem de costisitor și achiziționând un cântar ca acesta, care este foarte accesibil ca și preț, vă las chiar acolo jos în descriere un link de unde puteți și voi să-l cumpărați, de pe site-ul celor de la Prozis, și mai mult decât atât, dacă dați comandă aveți și 10% discount folosind codul promoțional Adrian, așa că eu zic să nu mai stați pe gânduri, e foarte important să avem unul din ăsta acasă. Ok. Și toată lumea ar trebui să-l aibă. Și bine că avem. Că ne-am cumpărat, hai! Bun, masa musculară, okay, 60 în kilograme, 60,4 kg de mușchi. Așa e bine. Dai seama că 60... Uite, ești peste medie. Tu dai seama că 60 de kilograme din 80 ale mele sunt doar mușchi? Sunt mușchi, da. Mamă, ce forță sunt. Da, să dar totuși sunt forță, dar sunt pe roșu aproape, hai. Apa din corp. Mamă, dar la apă sunt pe bine.
vorbit de tot. Ești hidratat, nu ești vreun uscat sau ceva. Ok. Vârsta metabolică. Arată aici că ai vârsta metabolică este 25 de ani. Tu n-ai încă 25 de ani. Deci e un pic. Deci eu ar trebui să fiu mai jos sau? Mai jos. Uite, ți arată eu am 24. Ai 24 de ani și vârsta ta metabolică este 25. Mamă, voi câți ani îmi dați? Bun, și aici la final avem masa minerală osoasă, care este de 3,18 kg. Ok. Și procentul recomandat, îți dă și recomandarea 3,29. Ești bine. Adică ești. Sunt ok, dar pe lângă recomandare. Mai bine, da. Și mai fain la această aplicație este că jos acolo avem și, uite, îți dă și recomandări dacă vezi. Uh-huh, o dietă bogată în calciu și în vitamina D, expunere la soare, bla bla, pentru a îmbunătăți asta, masa minerală osoasă. Foarte, e foarte tare aplicația asta și acest cântar chiar merită să ai unul din ăsta în casă. Eu sper ca raportul ăsta, cum am mai spus, să te motiveze și eu o să-mi fac un raport de acest fel imediat să văd și eu unde mă situez, poate mă șochez. Nu cine cred. Știe? Nu cred. Cine știe? Nu cred, da? Sau cine știe? Că eu ai văzut că aveam impresia că sunt cel mai tare și uite că asta este. Asta este și acum ne rămâne decât în fiecare marți să dimineața să te cântărim și apoi să avem un raport clar a evoluției tale, pentru că asta e fain, că poți să-ți monitorizezi evoluția. Perfect, perfect, abia aștept să ajung acolo pe verde, la cât mai mulți mușchi, grăsimea cât mai mică și Doamne ajută să reușesc să ajungem acolo unde trebuie. Cred, da, ai încredere în mine, o să te fac să arăți. Îți mulțumesc, doamna domnișoara nutriționist. Îți mulțumesc pentru această oportunitate și poate ne revedem cât mai curând. Cash sau card, domnule? Aș vrea card, dacă se poate. Sigur, da, poți orice, nu accept și cash și card. Vă mulțumesc. Nu-i problemă. Ei bine, dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Vă las jos în descriere și Instagramul iubitului meu. Dacă cumva nu i-ați dat follow, aveți acolo și Instagramul lui și Instagramul meu de asemenea. Dați un share acestui videoclip să afle cât mai multă lume de acest cântar, pentru că este important cu toții să avem grijă de sănătatea noastră și să o monitorizăm corect. Mai ales acum când stăm acasă, în case, să nu mâncăm foarte mult, să încercăm cumva să fim echilibrați, iar el ne ține cumva sub control acolo, să avem monitorizată toată treaba. Exact, foarte important. Să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, pentru că îmi doresc să ne strângem cât mai repede 50.000 aici pe canal. Abia aștept, dăm petrecere împreună cu ei. Da, chiar da. Ok. Bun, și cam asta a fost. Până data viitoare, dragilor, eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Aveți grijă de voi. Servus!